Salut! Hai să facem astăzi împreună un antrenament care să lucreze în special partea de sus a corpului, cu toate că avem și câteva elemente pentru de la brâu în jos. Pe intervale de timp vom avea două circuite astăzi, de obicei fac un singur circuit, azi avem două, de câte patru exerciții fiecare. Lucrăm 30 de secunde exercițiu cu 10 secunde pauză și mergem de 3 ori prin fiecare circuit, adică vom avea 8 minute, 8 minute și un pic un circuit, pauză, 8 minute și un pic următorul circuit, deci în 17, nu 16 minute, vei termina acest antrenament. Eu o să folosesc o pereche de gantere de 5 kg ale mele, dar tu folosești ganterele cu care te simți ok să execuți exercițiile corect. Da? Poți să mergi de la 1 kg și jumătate până la 6, 7, 8 kg, câte simți tu că poți să faci exercițiile corect, nu cu greutate mare, dar în corect. Bun? Îți arăt primul exercițiu, după care ți le voi arăta pe măsură ce ajungem la ele și dau drumul la cronometru să ne punem de treabă. Deci, primul exercițiu de astăzi este ramat din poziția plecată. Palmele una spre alta, astfel, punctul a plecat, pieptul sus, umerii tragi bine spre înapoi, după care îți arăt în pauzele de 10 secunde ce urmează. 30 de secunde, pornesc imediat, ușor depărtate picioarele, flexați ușor genunchii, start. Ai grijă să tragi de umeri, să duci greutatea înspre șold, să-ți activezi bine spatele, coatele către tavă. Bun. Next. Vorbi. Faci săritura, îți mergi invers. Deci te duci jos, cot, cot, palmă, palmă, sus. Hai. Odată mergi cu mâna dreaptă, pe cot, înapoi pe palmă. La următoarea repetare vei merge cu mâna stângă. Și tot așa. Rămânem în planșă, următorul exercițiu este planșă, mergi cu genunchiul spre cotul opus. Da? Genunchiul drept la cotul stâng și invers. Iar al patrulea exercițiu, iei o singură greutate, din pâncat pe spate, genunchi întinși, picioarele întinse și vin pe rând cu genunchiul la piept. Dacă e prea greu, spatele tău nu suportă acest exercițiu, pune tălpile pe podea și fă-l din poziția asta mai simplă. Capul, rămas din aplicat, mergem 3 serii, simplu ca bună ziua, nu? Burpee cu pe cot pe palmă. Și
Nu uita să alternezi mâinile. O dată cobor pe pod, cu mâna dreaptă, o dată cu mâna stângă. Bun, rămânem aici, genunchi înspre cotopus. Este greutatea pentru următorul. Ha. Și abdomenul din culca pe spate. Gândește-ți ambele variante în caz că ai nevoie de cea un pic mai ușoară. Seria 3 și am încheiat cu primul circuit, după care o să trecem la al doilea. Hai! Pe drept! Bun. Bărbi. La așa. Curca pe spate. Cu asta vom încheia circuitul 1. Facem o scurtă pauză și trecem la circuitul 2. Bine! Iau gură de apă dacă ai nevoie. Eu îți arăt. Îți arăt primul exercițiu din circuitul numărul 2. Poate și al doilea. Ți-l arăt și pe al doilea ca să apuc să ți-l arăt corect. Îndreptare, adică jos, sus. Flexii biceps, întins la umăr. Revii, revii. Da? Asta e primul exercițiu.
Let's see și împins și revii. Iar al doilea este o frotare din care treci în planșă laterală, adică planșă frotarea, treci în planșă laterală. Dacă e prea greu, mai ales flotarea, așezi genunchi jos, după care te ridici și treci în planșă. Vom alterna partea care mergem în planșă laterală. Ok? Următoarele două exerciții, când le vine rândul, sau când la timp. Jos, sus, flexie și împins și revin. De drept, mai ales la îndreptare, aici, da? Perfect! Lasă greutățile undeva la îndemână, vom avea nevoie de cel puțin una din ele, în funcție de și de nivelul fiecăruia. Da? Deci, flotare, sus, flotare, sus, dincolo. Super! Extensie triceps. Putem rămâne aici. Ca să rămâne tot. Mergem din tot partea cealaltă. Deasupra capului. Și împins spre ta. Ține coatele sus. Nu ține coatele aici. În lateral, ci ține-le de sus. Pe lângă bicepsul, pe lângă urechi. Și întinde bine spre ta. Sprijin pe călcâie, te lași un pic pe spate, te ridici cu piciorul opus. Dacă cumva te doare spatele, sugerez să înlocuiești exercițiul ăsta cu o bicicletă mai ușoară, pentru că vrem să facem bine, nu vrem să facem rău. Da? Flexie biceps împins la umăr. Este primul planșă, planșă, flotare cu planșă laterală. Nu uita de varianta mai ușoară de flotare. Să încheiem exercițiul, nu? Tensia triceps deasupra capului.
secunde. Bun. Și abdomenul, dacă ți-am dat și varianta mai ușoară, mai prietenoasă cu spatele. Seria 3, care va fi și ultima din acest antrenament. Deci hai, cu energie! Flotările. Dar tu m-am poziționat prost la flotări. Asta să nu-mi distrug planul, nu? Ha. Extensia triceps. Ar trebui să-ți cam ardă brațele la ora asta. Dacă nu, ia greutăți mai mari. Nu ridica umerii spre urechi. Abdomenul și poți să bifezi acest antrenament ca executat. Excelent! Acesta a fost antrenamentul de astăzi. Sper că l-ai simțit eficient, sper că simți brațele lucrate, că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un comentariu, un thumbs up. Dacă nu ți-a plăcut, spune-mi ce să fac ca să-ți placă mai mult. Ne vedem! Cu Ioana Makes You Fit, spor la antrenament!